De fiecare dată când vorbim despre oamenii care explorează spațiul, trebuie să fim atenți la cuvintele pe care le folosim. De cele mai multe ori, nu putem descrie oamenii din aceste misiuni ca fiind pur și simplu astronauți, deoarece membrii echipajelor rusești sunt cosmonauți, nu astronauți. Este destul de ciudat dacă stai puțin să te gândești la asta, ținând cont că astronauții și cosmonauții sunt antrenați să facă același lucru, au același job. Aceasta este singura meserie denumită altfel în funcție de naționalitate. Nu e ca și când am numit într-un fel biologii japonezi și biologii americani, toți sunt biologi. Deci de ce când vine vorba de călătoria în spațiu, lucrurile stau diferit? Răspunsul acestei întrebări are foarte multă legătură cu istoria cuvintelor astronaut și cosmonaut, începuturile programelor spațiale și, bineînțeles, are legătură cu politica. Cuvintele astronaut și cosmonaut își au ambele originile în greaca antică și în principiu înseamnă cam același lucru. Prefixul astro vine din cuvântul grecesc astron, care înseamnă stele. De aceea avem cuvinte precum astronomie și astrofizică. Prefixul cosmo, pe de altă parte, vine de la cuvântul cosmos, univers, iar cuvântul naut provine din grecescul nautis, care înseamnă marinar. Deci, cu alte cuvinte, un astronaut este un marinar al stelelor, iar un cosmonaut este un marinar al universului. În anii 50, NASA încerca să se decidă asupra unui nume pentru oamenii care urmau să fie trimiși în spațiu, iar ambele cuvinte erau pe lista lor. Cuvântul astronaut a fost folosit pentru prima oară ca un termen științific în 1929, într-un articol al Asociației Astronomice Britanice. Mulți oameni s-au îndrăgostit de acest cuvânt, inclusiv Robert Gilruth, care a condus proiectul Mercur, primul program spațial al Americii, iar mai apoi ajungând la conducerea tuturor misiunilor spațiale NASA cu oameni. Totuși, alții au preferat folosirea termenului cosmonaut, inclusiv Hyde Dryden, administratorul adjunct al NASA-i pe acea vreme. Acesta susținea că omenirea explorează cosmosul în general, nu doar stelele, deci termenul astronaut nu are nicio relevanță. În final, voturile au fost în favoarea cuvântului astronaut. Cam în același timp, sovieticii se gândeau la nume pentru proprii lor oameni care vor pleca în spațiu, iar aceștia s-au decis la cosmonaut, rusescul cuvântului cosmonaut. În vremea întrecerii spațiale dintre America și Rusia, a ajutat foarte mult că oamenii antrenați pentru a pleca în spațiu puteau fi diferențiați foarte ușor datorită numelui. Deci chiar dacă NASA a declarat că cuvântul oficial în limba engleză pentru călătorii în spațiu este astronaut, ziarele au continuat să folosească cuvântul cosmonaut de fiecare dată când se refereau la un program spațial sovietic. Cu timpul și alte programe spațiale au început, iar acum avem oameni care merg în spațiu din foarte multe țări. Majoritatea agențiilor spațiale, cum ar fi ESA, CSA sau JAXA, își numesc oamenii astronauți. Dar tradiția de a numi oamenii programelor spațiale rusești cosmonauți nu a dispărut niciodată, nici măcar în ziua de azi. Astfel avem două cuvinte pentru oameni care au fix același job. Acesta a fost episodul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Nu uita să-mi lăsați întrebări în comentarii dacă vreți să apăreți în următoarele episoade Space Facts. Mi-am creat un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Ai un link în descriere dacă ești interesat. De asemenea, mai jos găsești și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!